fille et parisien. En plus, somos gays por atrás. Η τεχνά της δουλούσε με μεγάλη αλληλεγγύη και πέφτει ένα κάτω. Έναν καλό μου, 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 X minus
Snyggt, alltså, det är så gott. Det är gott. Esso. Ah, esso no, esso è pezzo. Dai, faccio la prima. Vieni, prima faccio questo. Faccio anche lì, si dà un po' di bene. Thank you.
trecut de aici că ies aparține lui Zeu, ea aparține lui Zeu. Și rezultă mai departe că frațile alea, 2M plus 1, 100M plus 1, aparține lui Zeu. Așa și minus 2M supra M plus 1 aparține lui Zeu. Deci începem din spate. Să luăm pe prima, da? 2M plus 1 supra M plus 1. Aparține lui Zeu. Rezultă în numitorul limit de numărător. M plus 1 devine... Vă amintesc, nu? De parte din noastră pe noastră. M plus 1 devine M plus 1. Da? Proprietatea asta o puneți la urmă. Eu mă țin cu minus 2, ca domn, ca să scăpăm de ea. Reduce, ca să se... Da, dar nu pe prima o mulțesc cu minus 2, ca a doua. Ca să faci minus 2 M acolo și pe urmă să ia 2. Deci M plus 1 divide. Minus 2. Așa, minus 2 e minus 2. Prima, M plus 1 divide 2 plus 1. Nu, prima o copiez. Scrisul sus între prima. Rezultă. Pe prima o lași în parte și a doua ai minus 1 plus 2. M plus 1 divide 2 M plus 1. Trage din subiect. Da, nu, da. Dar și în partea dreaptă, pentru că proprietatea vine așa, A divide B, A divide C, A divide B plus C, da? Deci M plus 1 divide minus 1. Adică M plus 1 aparține divizorul lui minus 1. Nu zic că 2. Rezultă că M plus 1, care sunt minus 1 și 1, și rezultă că M aparține lui 0 cu minus 2. Bine că nu sunt prea mult. Problema e așa că tu ai, nu mai implică acolo, nu mai e echivalent. Tu trebuie să te întoarci. Hai să facem verificare și ca la a doua. Asta e rezolvă de fapt și ca la a doua. 2M supra M plus 1 aparține... Nu, dă-i un next, dă-i un next. Preview, dă-i preview. Aici. Așa. Și copiază a doua fracție. Numărul 2M supra M plus 1. Tot așa o luăm, da? Sau putem veni cu verificare, dar oricum va trebui ca să veni cu verificare ce se întâmplă. Nu e doar greșit, dacă suma și produsul se învere între ei. Nu e doar greșit că soluția să fie învere între ei. Înțelegi? Deci, asta e șmecherie aici, că, de exemplu, tu poți să ai soluție tipul 1 minus radical din 3 și 1 plus radical din 3. Suma este întreagă, că e 2, și produsul e minus 2, este și întreg. Dar soluția nu a început la până. Adică, putem invers nu trebuie valoare și atunci trebuie să luăm fiecare din valorile astea și să verificăm dacă obținem chiar soluția mea întreg. Adică nu scăpăm de rezolvat. Pur și simplu va trebui să rezolvăm. Asta e că nu e echivalent. Așa. Înseamnă că M aparține lui 0, aici avem mai multe. Nu de nu interesează, trebuie să fie soluție comună, da? 1 și... Minus 3. Și... Intersecția primului caz cu al doilea caz. Deci... Așa. Adică, din ambele obținem că M aparține de 0 cu minus 2. Da? Și ne întoarcem și rezolvăm fiecare ecuație. Ce ecuație? Locuim 0 cu minus 2 în ecuația dată, aia de sus. Asta? Da, da. Deci asta a zis că suma și produsul se... Atenție! Suma și produsul întregi nu rezultă soluțiile întregi. Aia e cu... Da? R egal cu 0 rezultă x pătrat. Minus x egal cu... Am
lots of music, lots of new faces. More, like you. Non so dire che non so mica bene bene da fatto sì sì adesso lo chiedo questo ti devi fare adesso che fai in bar dai sta con no ma con la scopa no 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 con la scopa no 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 Că n-ar avea aparține de zi, astfel întâi, cât ecuația de vecine întregi. Deci, la sfârșit, că rog din interpretare, care bagă astfel încât ecuația de vecine întregi. Pentru e egal cu minusul, opa, dar nu e egal cu minusul, e egal cu minusul. Nu, că e egal cu minusul, o scoate, o scoate minusul, deci e aparține de iarnă, ți-e acolo la minusul. Minus x pătrat. Minus 4, minus 3, plus 3. Așa. Așa. Central, plus 1, plus 1, minus 2, 6, 10, 10. 4. 4. Minus 3, minus 5. Să trecem la analiză. Chiar o limită remarcabilă și o limită.
une care era fi? Ara x minus 1 supra x, ara u, ara u minus 1 supra u, e rogarit natura din 1, da? Deci hai să limită pentru roșu în gală. Limită pentru se duce la 0. Din ara puterea u minus 1 supra u, e rogarit natura din 1, da? La noi nu avem ara u minus 1, avem 1 minus ara u, da? Deci, acolo sus o să trebuiască să-i vă dăm un minus ca să inversăm. Iar funcția u este minus x. Da? Da, și minus adică x. Adică o să punem un minus jos, da? Da. Cum? Orice funcție, orice limite relativă se poate face cu L'Hôpital. Sigur că avem și L'Hôpital. Dar mai profit și eu de faptul că am o limite în locare. Eu cred că trei sferturi din ziua mai fi pus L'Hôpital, nu? Cu limită față. Deci limită când x duce către 0. Deci, toate limitele remarcabile le faci cu loc. Mai puțin pare că trebuie să te aduce în seara cu 0 sau în atenție, da? Da. Bun. Deci, am terminat la stânga. La dreapta. Nu, nu, ia, înapoi. Ia cum se putea. Gata? A, așa, nu. Două porți. Acum ai uite la dreapta în 0. Thank you.
să și duc asta la sunt? Da. Așa, da. X pe rând. X pe rând. X plus. Așa. Hai să vedem dacă funcția noastră este continuă în zero. Încep direct cu limitele fost. Pe limita, da, pe limita, zi F1 la prima. Deci egal cu F1 de X. Da, și a doua F2 de X. Și face limită când X se duce către 0. Asta unde era? Era pe partea negativă, nu? Da. X mai mic ca 0 din F nu de X. Adică din... Din el la... Așa. De nu. Ba da, că ești cu 0 din X. Ești cu 0 pe 0, da, că o pasă. Sau, dacă vreți, voi face limite de acasă. Da. A, uite, când este și către 0, este mai mult ca 0, din? Din. Așa. Desfacem. Paranteză. Se reva 0 C la minus X și mai simplificăm tot. Și la apărinte, când se își către 0, bine. Minus E la minus X, 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 și ăsta... Se reduce mai cu minus E la minus X și ăsta pe X, da, și bine. Și trecem la limită. Minus... Minus e fi... Nu, era minus X, când X fi fazer, era 0. Ok, minus 1. Minus 1. Da. Noi să facem limită la dreapta, în 0. Deci, în limită, când X fi la 0, X mai mare ca 0. Se pare?
distúrbio de derivado de tese. Oh. Eu também no 102. Já é pro octavo no 102? E eu também no octavo. Eu vou dizer o colomar. Cum se asalte ceva cu lupta? Deci doar nu se schimbă limba. Și nu uita și asta e. Da, cum o să înțeleg, pentru că aici nu e nici asta. Mi-ai făcut pe mine curios, că se văd unde e greșit tu. Eu? Da. Dar n-ai cum să iau. Nu Hai de rost. Păi, n-am așa ce vizitea, ca să fie derivată. Da, lasă-mă intrigă mai tare, dar păi e o diferență de 0 și 0 e corect, dar ce să fie greșit cu diferență? Adică nu văd unde, nici greșeala pe diferență, că vine 1, vine 1, vine 0, nu știu, e simplu. Hai să facem derivat. Și ne luăm x pătrat jos. Cum? Luăm x pătrat jos. A, x pătrat plus x? Nu era x pătrat, era x plus x, da, și era x. A, pe de asta, au fost x pătrat acolo. Da, și x pătrat sus. Sau am greșit mai de mai avem o greșeală mai vechi. Acolo, acolo. Da, da, da. Ai adus greșit la același numit. Da, da, e x pătrat, când ai derivat. Când derivezi frația x pătrat jos. Frația din mura pe jos. A fost x pătrat și s-o pierdut. Și mai bună așa, nu? Da, da, e pătrat. Acum, da, e bine. Dacă este x pătrat. Înseamnă că ne-am trebuit în postul acesta. Deci, acum nu mai pot să desfacă pictul din tema. Și facem cu următoare. Limita cu x este la 0, mai mare la 0 din... Desfără, x la 3 plus x și îl derivez. Așa, x la 3 plus x. Deci vine, ca derivată vine 3x pătrat. Plus 2x. Plus 2x. Da. 1 cu 1 se reduce. Da, dar putem scoate cu limitele marcate. Că lumea naturală din x plus 1 pe x este 1. Și fă-mi x factor comun. Ceva cu limită, când x este la 0. Pune minusul în față, ca să scăpăm de minus. Minusul de la logaritm, îl trece în față. Aici sau aici? O să-l pun de dreptul, deci o să-l pune acolo. Și facem un logaritm natural din x plus 1 pe x. Așa, ori 1 supra 3x plus 2. Da? Prima se duce la 1, a doua se duce la 1 pe 2. Deci ăla e 1, următoarea e 1 pe 2, da? Și a ieșit minus 1 pe 2. Și finalizarea, conform consecinței de Lagrange, prelungirea de continuitate a derivat, da? Conform consecinței de Lagrange, mai bag o una după două. Lagrange. Lagrange. Da. Așa. Rezultă că... Funcția este derivată. Da, rezultă că... Dacă funcția este continuă, poziție. Da, noi n-am construit funcția. Vedeți, asta e, aici, de asta sunt. Funcția... Rezultă că funcția g... Bun, hai scriem așa. Rezultă că g de x, care este funcția... Lumea așa cu acolo. Egal, egal acolo. Și sus îi punem prima formă, care, nu mai știu, uitați-o vă vedea. 1 minus 1 minus x, ai un? Așa. Cât era? 1 minus x. Da, cât este? 1 minus 1 minus x. Nu, rezultatul de viață. Nu, dar nu e asta,
așa e funcția f de x. Yeah. Când am derivat, care era? Era minus x plus v x plus 1. A, și era minus x. Era lângă x plus 1. X plus 1 minus 1. Minus 1 supra x pătrat. Pentru x mai mic ca 0 și x minus logaritm natural din 1 plus x. A, și x minus logaritm natural din 1 plus x. Lângă 1 plus x. Așa, pe lângă 1 plus x. Pe lângă 1 plus x. Supra x pătrat pe lângă x plus 1. Pentru x mai mare ca 0. X mai mare să vă dau ca 0. E, rezultă că funcția asta g este derivată de x. Ce? Este derivata funcției. Da. Demonstrați că f de x aparține lui 0 pe 1 pătrat f de x pe mare decât 0. Așa. Trebuie să arătăm că f de x aparține între valoare 0. Aici putem opri a 1. Asta e ce știi despre el. Dacă e continuu, da. Dar nu știu cum e continuu. Și f de x mai mare ca 0, asta înseamnă că e numai dn de 1 plus x supra x. A, da. Deci nu e numai cu logaritm natural de 1 plus x. Dar avem nevoie de ea. F de x egal cu logaritm natural de 1 plus x supra x, da? Să arătăm că f de x aparține. Nu știu, aparține pur și simplu a derivarea ținsă. Și ca să obținem f derivat de x, asta a făcut să facă. Da. X minus x plus 1 pe lângă ln de 1 plus x. Supra x plus 4. Ori nu pusiți. F derivat de x egal cu 0 o să fie cam nașpa, nu să puteam spune asta, dar echivalent cu x minus x plus 1 logaritm natural de 1 plus x egal cu 0. Dar asta ne rugăm dacă e să o faci. Ne scoate? Nu, no, ea se poate de la proxima. Păi dacă x are valoarea 0, de 0. Și da, de pentru x... Da, știu. Și probabil o fi... No, ia să facem o limită în 0 și o limită în... nu, o limită în 0. Hai să vedem cum e funcția noastră. Am cu limita 0. Am cu limita în 0. Mai am sub 2. Așa, asta, vă zicem. Ba da, hai să facem la... la... la derivată, da? Deci limită când x se duce către 0. La derivată. Așa, limită când x se duce către 0. Din f de x mai mare ca 0. Din f derivată de x egal cu minus 1 pe 2. Limită când x se duce la infinit acum. Să vedem și amintea în timp. Tot din derivată. La infinit sau la 1? La infinit, că intervalul 0 infinit, oricare ar fi mai mare ca 0, înseamnă că ești pe 0 infinit, da? Și să vedem comportamentul cu care nu. Și a derivat. O să facem și la funcție, asta e clar. Pe derivat de x, bine... 1 minus... cum facem? Hai să scoatem un factor cu un forță pe cine? Nu, nu, că suntem cu infinit minus infinit. Nu suntem cu 0 pe 0 sau infinit pe infinit. Infinit minus infinit, nu e loc, da. A, altă chestie, da. Și acum deja derivată.
de tot cu infinit minus infinit sus. Scoatem un x foarte comun. Asta se întâmplă, da. Da. Deci egal cu limită când x duce la infinit din... x factor cu forța de la x pe lângă 1 minus... Lăsăm pe x plus 1 în față. X plus 1. Și ori logaritmul natural din x plus 1 pe x. Așa. Totul supra x pătrat, înțelegem? Totul supra x pătrat de x plus 1. Pe cum îi mergea un x, nu? Ca să nu mai fie în paranteză infinit. Că oricum la neo ăla e 1 supra x, dar mai este x plus 1. Care tot de infinit. Și pe asta trebuie să punem logica. Ori asta aia, dacă mai scot un x pătrat, oxen 0, aș fi 0, 3. Așa, eu, da, vorba, scoate x pătrat, dar ia scoate x pătrat, acum da. Mai bag un, deci pune x pătrat în față. Pune un pe x la prima. Și mai pune un x la, la supra x plus 1. Nu, nu acolo. Mai bag un supra x la x plus 1 acolo. Deci avem așa. Ăla e 0. Primul. Primul e 0. X plus 1 pe x e 1. Da, de unde pe x ai? Trebuie să țin de la 0. Mai era 0. A. Aici chiar ne toată. Am. Păi dacă tind la infinit x plus 1 pe x, scoți factor cu 1 x. Vine 1 x plus 1 pe x. Vine tot 1 supra x plus 1, că dacă bagi la total pe aia și când vine. Vine 0. Care? Logar natural de x plus 1 pe x. Vine 1? Am nu, că e da, la infinit este. La care că face derivata cu octor, vine 1 supra x plus 1. 1 supra x plus 1, când s-a infinit, vine la să trece alea, să zice alea 0. Care? Ăla de sus. Logaritmul ăla. Ăla e 0. Prima e 1. Asta e 1. Da. Și are să nasă până în orbital, fără șmecheria asta e mai greu de fost orbital. Dar jos nu vine infinit? Da, e... Și nu e 0 pe infinit? A, e 0 pe infinit. Da, care e 0. Și 0. Și e egal cu 0. Da, nu știu. Ăla e primul 0, da? Care e primul? 1 pe x. Ăla e 0. Continuăm calculul. Minus. Al doilea este 1. Ultimul este 0 și numitorul e infinit. E 1 plus x. Și a ieșit cu 0 minus 0 pe infinit. Și 0 minus 0 vine 0 pe infinit, dar orice număr pe infinit face tot 0 și vine 0 0, adică 0 minus pe infinit, da? Și aici e 0, fără logica. Aici e așa. Da, e bun. Da. Dar acum problema e să duce la 0, dar nu știu cum, prin ce fel de valori. Hai să facem un semn de... E și minus 1 pe 2, da? Deci, hai să studiem numai semnul. Deci, aș vrea să văd un e derivat de x mai mare ca 0, adică trebuie să fac numai semnul încet. X pătrat supra x plus 1 e pozitiv. Da. Nu are sens să studiez semnul x pătrat supra x plus 1. Adică, și așa fracția nu e fracția, mai fracție. Încerc să mai simplific bucățele de fracție, bucățele puțin pe care se fac studiul de semn, da? Așa că o să iau numai funcția asta c de x, să o studiez, numai în valoarea se studiază comportamentul pe 0 la infinit. Ca să văd cum cu semnul ei. Da, semnul funcției derivate va fi la semnul funcției g, de la numărător, atât. Și hai să luăm fie g, aparține o romba asta, atunci în studiu. Nu, ia numărător. Numărătorul ăla mai frumos. Dacă robul ăsta ar fi prioris. Și are numărător cu g de x, da? Fie g. Deci, fie g de, definită pe 0 infinit. Cu valoare lumină. G de x egal cu a, deci x minus așa, logaritmul natural din 1 plus x.
hai să facem. Și 5. G derivat. Vine 1 minus 1, că e derivată de logarit, minus logarit natural din x în sumă. Deci vine 1 minus 1 minus logarit natural din x în sumă. Așa, și vreau cu minus logarit natural din x plus 1. Cum? Ei, și asta, uitați-o, asta este... Dacă eu sunt, cum este, dacă eu sunt cu x mai mare ca 0, vine x plus 1 mai mare ca 1, și dacă x plus 1 mai mare ca 1, vine logaritmul mai mare ca 0, că vine mai mare ca logaritmul natural din 1, și asta e negativ. Da, deci se scrie, x aparține lui 0 din timp. Rezultă de aici că x plus 1 aparține lui 1 din timp. Rezultă că logaritmul natural din x plus 1 vine mai mare ca logaritmul natural din 1, care e 0. Da. Și iese că logaritmul natural din x plus 1 e... Te-am pierdut? Nu, am înțeles acum. Așa, vine mai mare ca 0. Și deci rezultă că funcția g... Da, deci rezultă g derivat mai mare ca 0, rezultă g derivat de x mai mic ca 0, scuze-mă. Și rezultă g descrescătoare. Toată chestia este... Eu vreau să văd semnul funcției. Dacă e descrescătoare, cât e limita la 0? Să vedem de unde descrește. De toată treaba asta. Păi la 0 vine... Minus 1 pe 2. Nu vine minus 1. La G sau la G, da. Că nu e, nu am calculat la... Nu, nu, la G, mă la număr, e 0. Și ea vine 0 descrescător și dincolo se va duce la minus infinit. E o funcție constantă, nu vine... Deci trebuie să coboare de la 0, dar trebuie să coboare de sub 0, nu poate să coboare de la... de deasupra lui 0. Înțelegi? Deci când e cu 0, deci eu când sunt aici la 0, da? Uite că vii să aici la 0, e 0. Dar eu trebuie să vină, poate să vină un 0 deasupra lui 0 și un 0 de sub. Ori el trebuie să coboare, el trebuie să coboare, da? El trebuie să coboare de sub 0 sau poate să coboare deasupra. Nu, el coboare de sub 0. De la 0 stă aici în minus așa. Dar e negativ. Funcția asta. Și zicem, limita când x la 0 e 0. Din gere x egal cu 0. Deci rezultă că g de x mai mic ca 0, oricare ar fi x aparține. A, nu ar fi mai mic ca 0, fi descrescătoare, dar rezultă că oricare ar fi x aparține în 0 infinit. Oricare ar fi x mai mare ca 0. Deci am stabilit semnul numărător, e negativ. Și înseamnă că acum mergem la funcția noastră dată, la funcția de f. Și asta va fi și ea tot negativ. Dă-i un preiect despre aici, da? Deci, ce avem până acum? Avem limita în 0, minus 1 pe 2. Avem, în sfârșit, semnul derivat, da? Și acum să facem un tabel pentru funcție. Adică, numărătorul ăla este mereu negativ, da? Înseamnă că derivata și funcția devine negativă. Ea descrește de la minus 1 pe 2. Și cum e x mai aparține de 0, 1? Dacă e negativă. E descrescătoare. Facem și limita mea.
Pi. A. A. Facem limita la infinit. La ce scădem mai mult? La infinit cât face? Zero. Zero. Da. Și la zero cât era? Nu sunt pe doi. A, să nu facă și ceva. De la unul ce mă face? Cum? De la unul. Păi nu, unul nu este pe doi. De fapt, nu. A, dar știi că eu nu-i mai avem un minus acolo? Nu. Păi, ce e? De 1. Nu, la 0 de 1. Da, m-am uitat la derivat, nu m-am uitat la funcție. De 1. Deci de la 0 la 1. Hai să scrie limitele, că nici nu am făcut limitele, de fapt. Deci, limită, facem tabel. Hai să facem tabel. Nu, dă-i înapoi. Ia funcția. Ca să plecăm cu funcție. Când noi întrebăm, da, cu derivat, și încă. Ia funcția. E de aici, ia și derivat. Așa. Și hai să facem tabel. X e derivat de X. E de X. Așa. 0 infinit. Așa, e negativă peste tot, derivată. Așa, înseamnă că e descrescătoare, funcția. Și acum trebuie să venim cu limitele în 0 și în 1. Are... Deci limitele la 0 din X la 1? Nu, e 1, da. Și asta vine 1. Okay. Și, la, și la infinit e 0. Dacă puneți orbitala, nu ai făcut o fază, da? Numai că trebuie arătat față. Deci trebuie să spuneți, zice, limita că vi se fără 0 din roba la plată spus. Supra x. Asta e 1, da, pentru că limita e da. Și limita că vi se fără infinit. Din logare naturală, din... Nu, toată problema era să demonstrez că funcția se descrescătoare. Dacă nu e. Era cu infinit pe infinit, orbital. Era o limită că mi se cea infinit. 1 supra... Nu, 1 supra x plus 1. A, și la cu 0. Da. Și deci funcția asta aparține cu 0, 1. Nu e clar, dragă. Nu, v-am zis, nu era greutatea să arătăm că limite e 0 și 1. Dar de ce am putut să-l imprimăm? Adică, dar două limite și gata. Păi da, stai un pic. Trebuie să fie crescătare, zis crescătare. Deci, tu ești în punctul 0, 1. Stai, aici e problemă. Ca să ne înțelegem. Tu ești în punctul 0, 1. Tu ești în punctul ăsta de aici. Și asta e un punct infinit 0, care vrea să... Și tu vrei să vii cu funcție continuă de la... din punctul ăsta în coace. Asimptot. Păi tu poți să vii și așa. De unde știi că rămâi între 0 și 1? Dacă vii descrescător, rămâi între 0 și 1. Dar tu din punctul ăsta poți să vii în creșințic. Te poți duce și la infinit. Da? Adică tu ca să vii din punctul de aici, să vii asimptotic, dacă vii descrescător, păi nu ai cum să rămâi decât între 0 și 1. Da? De asta am nevoie să vin cu continuitate, să n-am puncte de astea, aiurea să duc la infinit. Să nu am asimptote verticale. O să am și asimptote verticale și atunci s-o prea parte, nu? Da? Să vin continuu și să vin cu... cu dar se poate și multe. Dar să rămână de zi. Bun. Suntem pe I, integrală f de x de x. Super exact, da? Prima de 1, care este integrală la 1 la 2 din... Așa. Vorbim pe încă. Rămâne la care nu x prin x, tot x la
12 dopo. Ah, mai zis, când aveți rogări, pur și simplu veniți cu părți, da? Veniți cu părți cum? Pe partea din față, deci... În minus o să fie un sfert. Iar trebuie să fie integrală de la 1 la 2, din 1 pe x pătrat. Da, încăt așa. Da. Nu, asta vreau ca și Bogdan să înțeleagă. E tare la integrală. Știți să faci asta? Da, deci aici, când aveți funcție cu rogări, ideea este că faci o primitivă de partea din față logaritmică. Din integrală la 1 la 2, din așa vreau, 1 pe x pătrat, logaritmul la 1 plus x. Și acum scriu separat. Fără primitivă de, fără integrală nedefinită, integrală de 1 pe x pătrat, ca să vedem cu care venim derivat. Ok. Deci, nu fără integrală la 1 la 2, eu primit o integrală nedefinită. Integrală de 1 pe x pătrat de x, cât este? Minus 1 pe x, da? Adică 1 pe x derivat e minus 1 pe x pătrat. Minus 1 pe x. Asta înseamnă că eu pe 1 pe x pătrat o să scriu ca minus 1 pe x derivat. Da. Și zicem, egal cu minus integrală de la 1 pe 2, fără minus 1. În toată minus. Da, de fapt, nu trebuie să dai și minus 1 paranteza derivată ca să fie 1 pe x pătrat. Fără minus atunci, și îmi pui minus 1 pe x derivat. Fără minus 1 față. Am crezut că tu scoți minus 1 la față, da? Deci egal cu integrală de la 1 la 2 din minus 1 pe x derivat cu logaritmul la 1 plus x. Adică asta e o regulă de la... una din regulă, da? E o regulă, nu sunt niște reguli, dar ce trebuie să încerci când ai primitivă cu logaritm, e să faci primitivă pe partea din față și aia derivată o pui acolo și ești cu părți. Pentru că logaritmul când se derivează, o să ai 1 spre 1 plus x și ești rațional. Plus 1 supra x pe lângă 1 plus x. Deci, stai, are o pași cu... Da, aia x plus 1 minus x. Nu, 1 la desfaci pe x plus 1 minus x. Și cum a calculat? Așa, minus 1 pe 2 logaritm natural din 3 plus logaritm natural din 2, da? Cum ați zis aici? 1 de sus, să scrii ca x plus 1 minus x. Ah, da. 1 de la numărător. Îl faci ca x plus 1 minus x. Aduni un x și scazi un x, da? Și pe urmă desfaci în două părți. Așa, supra x pe lângă 1 plus x, da? Și este logaritm natural din 2 pe radical din 3, cam așa ce este. Da? Adică mai fie stat de 1 pe 2 la radical. Plus integral, aici am desfacere 2, da? Plus 3, 3, ai 3 de rogare. Mai e 1, 4.
minus. A ce ce vreți să faci? Vreau să zic un lucru absolut. A, și tu stai la verba, nu la minus la verba. A, și. Aduce același sol. Deci,
Pune deasupra lui Elvis, arăt mai mare ca zero, acolo și pasă de... De ce ai mai mare ca 0? X e între 1 și 2, deci numitorul e mai mare ca 0. X are presupune mai mare ca 0. Iar 1 minus X, pentru că X e între 1 și 2, 1 minus X e mai mic ca 0, da? Și acum începem să luăm de la capăt, ca să finalizăm. Deci noi suntem cu funcția de integrare, suntem negativă. Dacă funcția de integrare e negativă, atunci și integrala e tot negativă, da? Aduc anumite proprietăți. Hai să scriem cor și proprietate. Dacă un h mai mic ca 0, dacă suntem pe o funcție h mai mic ca 0, rezultă că integrală de la ora b din h e mai mică decât 0. Da? Deci asta avem proprietate. H mai mare ca 0 rezultă integrală mai mare ca 0, h mai mic ca 0. Și acum scriem, finalizat, da? Deci, deoarece f de x aparține 0. Așa s-a arătat la urmă. X la e plus 1, mai mare ca jos, toate trei relații de aici, ca să facem apoi. X la e plus 1, mai mare ca 0, virgulă, 1 minus x mai mic ca 0, a, 1 minus x mai mic ca 0. Rezultă din toate trei. Rezultă că e de x-ul 1 minus x supra x la e plus 1. E mai mică și rezultă pe integrală de la 1 la 2 din f de x pe lângă 1 minus x supra x plus 1. E x la n plus 1, da? De x. Mai mică 0. Și dacă asta e mai mică 0, rezultă i n plus 1 mai mică i n, rezultă i n despre scătă. Acum trebuie să facem limită la infinit, nu? Da. Hai să zicem, limită când e întâi la infinit, din e de x supra x. Integrală de la... supra x la e de x. Să încercăm și mecheria aia cu... să majorăm pe f de x. Îl ducem mai mic decât 1 pe x. Noi știm că... așa, supra x la n plus 1. Adică, cât vine 1 supra x la n plus 1? Ia, hai să facem numai atâta integrală. Deci, logaritmul ăla, dacă ăla e mai mic ca 1, e mai mare ca 1. De la 1 la 2 din 1 pe x ai plus 1. Să vedem. 1 pe x ai plus 1. Da, deci fără logaritm, da. Să vedem ce se întâmplă pe acolo, ca să văd dacă are sens să lucrăm cu logaritmul. Că, adică, funcția logaritmului fiind crescătoare, majoria este un logaritm natural din 2. Deci, logaritm natural, e ca logaritm natural din 3. Da. Dar, dacă nu iese integrala asta, că se duce la 0, n-a făcut nimic. Adică, x la minus n minus 1, da? Și acum... așa. Calculat de la 1 la 2 și începe. Așa, supra minus n. A, e bun, e de până asta. Așa. Bun. E... da, da, da. O să facem limita la urmă. O supra 2 la n, supra minus n. Plus... da, scrie totul. Nu, nu, lasă așa, 2 la minus n, că îmi place mai mult asta. 2 la minus n, când e zice la infinit, trebuie să ai...
puteri. E 2 la minus infinit e 0, e 0 puteri. Și dau cu 2 la minus n plus 1 supra 2 la minus, minus 2, ba nu, minus 2 la minus n plus 1 supra e. Bun, și asta când facem n la infinit, 2 la minus n se duce la 0, da? Asta înseamnă că ies cu așa supra e. Și asta e 0, da? E ce aduce zero? Nu. Păi, ai funcția exponențială. Funcția exponențială la minus infinit. Când x duce la minus infinit, 2 la x coboară la 0. 2 la x este 0. 2 la infinit. Da? Înseamnă că 2 la minus infinit. Asta se duce la minus infinit. Când ea se duce la infinit. Și vine 2 la minus infinit. 2 la minus infinit înseamnă 0. Deci asta este minus 0 plus 1 pe infinit. Da? Și vine cu 1 pe infinit. Da? E, acum hai să umblăm la... Hai să umblăm la integrala noastră. Funcția logaritmică e funcție crescătoare. Da? Și eu plec cu x între 1 și 2. Asta înseamnă că x plus 1 vine între 2 și 3. Iar 1, da? Și atunci logaritmul natural din x plus 1 vine cuprins între logaritmul natural din 2 și logaritmul natural din 3. Și am făcut plăcere. Pentru că o să ies cu 1 pe x plus 1 în partea grea. Da? Hai să zicem așa. Deci x aparține de 1, 2, ca să facem creștere. Nu, dă înapoi și ia și funcția cu x. Ca să, deci ca să fiu sincer, mai mă interesa. Da, ia funcția de sus. Nici n-am nevoie de tot creștere. Poți să iau numai jumătate de creștere. Numai... Da, hai să facem tot la creștere. Deci noi... Da. Da. Zicem așa. X aparține lui 1, 2. Așa. Rezultă aici 1 mai x egal ca x. Mai mic sau egal ca 2. Rezultă de aici că logaritmul că 2 adunăm o peste tot, da? Poți să uimesc peste a logar natural. X plus 1. 2 mai x egal decât x plus 1. Așa, logaritmul rezultă că logaritmul natural din 2. Împărțim cu... Împărțim. Sau împărțim cu 1 pe... E deschid la mântură. Împărțim la exact plus 1 și rezultă că... Tătărul natural din 2 supra x la x supra x la x la x la x plus 1 supra x la x la x. Așa, mai exact la x la x la x. Punem integrala. Integrala păstrează. Puteți spune și limita de limita. Integrala și limita, da. Limita când e în cum de-a infinit. Din... Așa. De ea. Mai mic sau egal decât logaritmul natural din limită când? X la n plus 1. Alea sunt constante, logaritmul natural din 2 și logaritmul natural din 3 și suntem pe crește. Tot mai învățat că integrala aia se duce la 0, da? Alea e 0, alea e 0. Da? Da. E clar, da? Așa face să rapid nu crește. Mai ales când e la 0, astea la 0 să funcționeze, pentru că nu e ceva. De obicei umblați, un pic, umblați la, dacă aveți cu x la n, umblați pe partea aia din față și o mașurați. Păsați x la n ăsta la numitor sau la numărător. Umblați. Și faceți creștere, faceți majorare și micșorare pe, pe partea din față la x la n. Acolo umblați în bucățica aia. Da? Bun, hai să mai vedem. Ce mai vedem acolo? Domnul Tine. Grada de analiză? Ce? Ce spate ții mai mult?
Я что могу сказать, если не видно, а не все это тоже. Но то, что... А вы сказали, что если сипи между жандарм, шоколцу, полицисту, так ай, он ход, не как раз, не судьбе жандарм, все это, дупла, он полфикс, а не чаш полсу, что я любил. Найди, чем мы это рыбакой смерть, чисто рыба жандарм. Какая харизма, африканцы реально жандармы. Мария, ты чему раз, я? Но, что-то еще куда то нравится. Чу в одной фемии, хотя бы чем дей пара рубля, да? Пачем шо, я шо мине. А? Пачем шо мине. Пачем я шо мине, пачем я шо мине. Facem pregătire și sâmbătă și muncă? Aș face facultate sâmbătă și muncă. Poate mă mai gândesc un pic de la MBM3 acolo, treaba asta. Dar aș face facultate sâmbătă și muncă. Numai că nu putem veni de la... Încă nu știu dacă putem veni de la 9 la 11. Duminică sigur nu putem de la 9 la 11. Mai grav aș face de la 11 la 8. Vezi? Nu aș vrea. Nu aș vrea. Duminica ta, dar sâmbătă. Nu sâmbătă, nici în caz, nici de la sâmbătă vă dau un mesaj. Sper că vă mulțumesc bine pentru că e important care în podcast. Nu știu cum să fac o altă, pentru că mai au decizire, cum ai așa, deci ce avem așa, aveți ce de un paralogram, să spun. Eu am punct cu proprietatea că ce e doar cu 2 de astfel, mă rog, de exemplu. Mai... Mai șterge un pic. Așa. A, pe ce? Eu opere în stânga. Și du-te, 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 pentru ca ce e să iasă de două ori de ele, tu trebuie ce ca de să... Ce de egal cu de ele? Ce de egal cu de ele, ca să-ți iasă dublul lui... De ele trebuie să-ți iasă mișto. Așa, nu? Azi, acolo e. Da? Ăla e F. Acum trebuie să fixăm de F. A e F vine minus 2 ori de F. Deci, odată F unde se va duce? Se va duce pe dreapta AB. Da? Și la fel te gândești. Poate să iasă un F aici, un F aici, un F aici. În interior. În interior se iasă. Și acum trebuie să fixez pe F în interior. Ca să iasă A F și B F, de sensul contrar, trebuie să ieși în interior. Ca să ai BF o parte, ai F două părți. Dacă ai F face două părți și BF o parte, înseamnă că avem o tot cu toată. Trei părți. Și împarți pe AB în trei părți. Așa, și unde e un BF? E trupul B. Acolo va fi. Da? Deci, acolo este și un B. Prima dată, hai să vedem ce zice. Determinați și de pentru care e F trebuie estimat în funcție de vectorul AB și AC. Problema în vectorul de poziție, da?
Teorema de caracterizare a unui paralelogram. Și asta vă rog să țineți minte. Că e... Dacă ABC de paralelogram rezultă... ABC plus C egal cu V. Așa, ABC de paralelogram rezultă de A plus C. Așa, egal cu V plus RD. Da, deci iată, țineți o minte pe asta, e o teoremă foarte puternică. În momentul ăsta, practic, tu, când zice fi ABC de paralelogram, tu ai doar ca trebuie tot de poziție pe cap. Erau RD-ul și RC-ul. RD-ul nu mai nevoie de un calcul, pentru că RD-ul face minus era cu C minus RD. Da? Și acum să începe. Teorem, bucățică cu bucățică. Faptul că hai să ne ținem și în cealaltă de regulă. Deci, ne fixăm ca vector de poziție în calcul era RB și RC, da? Și atunci, toți ceilalți vectori încerc să exprimă funcție de era RB și RC. De fapt, cred că chiar am nevoie doar de era RB și RC, pentru că acolo, în formula finală, am parlat ca vectori AB și RC în prima, da? Bun. Păi să începem așa. Scrie cu roșu ca să ne aducem aminte. Opa, o dispăr. Sper să mă fie. Bun. Punem cu roșu un pic de teorie ca să știm ce teorie o să folosim, da? Deci, o dată, ABC de paralelogram echivalent cu teorema de caracterizare a paralelogramului. RA plus RC egal RB plus RD. A doua oară, teorema de împărțire a unui segment în K părți raporta. Dacă avem A, să zicem așa, MN egal cu K over NP, da, îți doi vectori dați așa la mă. Da. Atenție, repetă teorema asta, MN se prelungește și așa trebuie să desfăr. Asta înseamnă că RN ca vector de poziție egal cu RM o să duci la RP ca RP așa, supra 1 plus la tot supra, tot supra. Da. Ei, astea sunt cele două teoreme. Și acum să începem prima dată cu să scoate. Avem așa, AF față de FB. Păi AF, redați-l pe AF de vectorul FB. Hai să plecăm cu relația noastră. AF egal cu minus 2B. Așa, AF egal cu 2FB. Înseamnă că pot să scot pe RF. Rezultă de aici că RF egal cu ca vector de poziție egal cu așa, era plus 2, nu vreau ca, ca o iubă, da. Era plus 2RB supra 3, da? Și se pare din două. Înseamnă că RR rezultă RR egal cu 1 pe 3, vreau așa, una. Așa, plus 2 pe 3 iar B. De ce am dat cu IR? Vreau un IR acum. Ca să scoatem pe IR, asta o să legăm în funcție de RD și RC și pe un IRD o transformăm. Avem așa, ED. Nu, așa, ce e o face de 2 ori de IR? Hai să scriem ce e egal cu 2 de IR, dar eu nu vreau o relație așa. Totuși, din relația asta, că ce e egal cu 2 de IR. Deci, cred că putem face din relația asta dezvoltare, să scoatem pe ele. Hai să dezvoltăm relația asta. Ce e egal cu 2 de ele? Ia trecem în vector de poziție. Rezultă același.
E același lucru, da. Iar e minus. Nu se convertul te faci ca vârf cu minus origine, da? Da. E minus. Așa. Sau cu 2 pe lângă. Iar de. Nu, nu, de vârf cu minus origine. A, iar da, iar e minus F. Și de aici am scos pe IR în funcție de RC și RD și RD-ul la rândul lui scoți în funcție de IR, RD și IC. R este egal. Egal cu RC plus 2 RD. RC plus 2 RD. Da. A, da, RC plus 1. Ba, da, RC, nu, e minus RC. E minus RC plus 2 RD. Da. Minus F, minus F, ce plus F. Deci, RD. 2 RD, minus F. Da, trebuie să scot. Și acum vreau și RD-ul. RD-ul. Mă scot de aici, da? Care era plus RC minus RB. Da? Că nu vreau decât erau RC-ul și RB-ul de la test. Și zice, rezultă RD egal cu... Doi pe lângă. Da, deci, rezolvă, repet o dată, poziția B și de fapt rog, ca și când zice pie vector de poziție A, e de RC, da, pentru că e de rog, da. Așa, adică vine 2. Să știi ca și pe vârf și el. Băi, era bun dacă luai și ele. Ha, ha, ha. Nu s-o doar. Așa. Deci rezultă că IR-ul e egal cu 2R minus 2RB plus RC. Deci asta este IR-ul, da? IR-ul, hai să mai repetăm o dată. IR-ul face 1 pe 3 era 1 pe 3 era 2 pe 3 era 2 2 pe 3 era 2. În momentul ăsta se calculăm de ei. Deci, ce zicem? Ei e egal cu R minus R, da? Și înlocuim. Dar de fapt stai. Stai, cred că e acel trebuie.
Ah, e pe ce se întâmplă? Poți să le fac pe 8 pe 3? Îl scriem pe RA ca 8 pe 3, nu, minus 8 pe 3 RA plus RA. Și atunci RA o să fie... Deci 8 pe 3 RA faci ca 5 pe 3 care îl duci la RA. Nu, nu. Nu, era trebuie să-i desfacem ca 1 minus 2 pe 3. Da, deci RA-ul îl facem ca 3 pe... Deci minus 5 pe 3. E un 3 pe 3 minus 8 pe 3. Adică 1 minus 8 pe 3. Ca să grupez pe urmă era cu RB și era cu RC. Că tu trebuie să faci două grupuri. Da? Da, deci cum? E era cu și RB minus 5 pe 3 pui 1 minus 8 pe 3. Adică era minus 8 pe 3 era. A plus 8 pe 3 RB minus RC. Da. Și vine era minus RC. RB minus RA, corect. Plus RC minus RA. Și 9 pe 3 AB. Era minus. Minus în față aparată. Nu e bine, că l-au dus pe RB în față. Da. Zic de RC minus RC plus RA și după o scos minus în față și au venit RC minus RA. Da. Minus în fața parantezei lui RC minus RA. Nu e plus de acolo. De ce se întâmplă? Tu ai plus RA minus RC. Da. Și acolo vine minus. Da. Deci minus AC. AC, corect. Și de ce înseamnă că numele X și Y și minus? Da. Deci rezultă X egal cu 8 pe 3, că trebuie să facem schimbarea pe asta. X egal cu 8 și... Care este Y? Tabe, da? X egal cu 8 pe 3, da? Și Y egal cu 8 pe 3. Bun, asta este Y. Și a terminat care? A terminat... A, de mea. Câte puncte are auză? Lăscă-i, clar. 2, 3, 4. 4 puncte. Am încercat un pic. Dar celălalt este 3 și 3, adică... Hai să vedem. A, ce văd. Cred. Nu mai fac. Da. Dar... Mâine aș vrea să terminăm pe asta, tot ca am început, mai avem două sute. Și e obișnuit cu matematică. Și am încercat să-mi scot și informatica.
CBD, AB, AB. Bun. Ideea e felul următor. Noi pe acela a doua îl facem cu Pitagora generalizată și scoatem diagonal de funcție de latură și zicem acela a doua, mergem pe triunghia de ce. Hai să zicem triunghia de ce. A de ce. Și cât ar veni acela a doua în Pitagora, cu Pitagora generalizată? Vine așa. A de tot la plus, exact. Rezultă acel pătrat. Deci rezultă că acel pătrat strigă o acolo. Acel pătrat. Așa. De ce pătrat? A. Minus 2 ori A de ori de ce? Așa. Cosinus de B. Or, cosinus de B. Și acum facem BD, tot cu Pitagora genezată, dar pe triunghiul care? Lângă BD. ADC. ADC, nu? Sau BDC, care e BD? Deci acum am făcut pe ADC, mă gândeam că o să facem pe ABC. BD. A, BD, a, ok. BD, la ce mă atunci? Atunci ABD. ABD, bun. Facem triunghiul ABD, Pitagora genezată. Deci dacă BD... Scriem doar 2AB, scoate factorul comun, că 2AB, AB, minus 2AB, AB. Că se vede mai simplu ce face. Pe lângă cos de A plus cos de D. Deci așa este. Da? Și asta vreau să vedeți. Când aveți două cursuri suplimentare, cos de X e minus cos de 180 minus X. Da? Adică cosinus de unghiul opus e minus cos de unghiul ascuțit. Da? Deci să scriem, dar cos de A e egal cu minus cos de... Relația așa e, cos de X e minus cos de 180 minus X. Minus cos de 180 minus A. A, așa, adică iar 180 minus A face D. Egal cu minus cos de D. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă cos de A plus cos de B face 0. Da. Și înseamnă că obținem relația asta. Deci AC pătrat plus DB pătrat. E 2 pe lângă A de pătrat plus A. Da? Deci asta e. Că e de simplu. Nu mai vom nici nu sunt, pentru că o să-l facem direct de atunci. Presupunem că există un punct M pentru care M a pătrat plus M a pătrat egal cu M a pătrat plus M a pătrat. Așa. Trebuie să arătăm că în acest caz ABCD este vector. Hai să facem un dreptunghi ABCD. Deci
că există undeva, nu știu numai. Eu mai e prin exterior, așa, bănuiesc. Un bun, un plan, în afară. În afară? Da, în afară. Aici. Așa, ia, ăla e, nu? Și știm și unde știm cu aia, cu ce e, cu B, cu B. Știm că e mare. Nu poți fi interior. A, nu poți fi și interior, dar uite mai bine, vedeți-mi că pe urmă se face ca o așa, ca un păiaș. Ok, unesc cu B. Unește că e cu aia, cu B. Noi știm că e mare pătrat plus MC pătrat. Egal cu MB pătrat plus MB pătrat. Câteodată îmi pare rău că relația asta nu se vectoria, că le-ai scăpat prima și le-ai scăpat. A, băi. Ce vreau să mai facem? Hai să ducem și pe, să unim pe A, C cu B, D, să facem și intersecția. Să zicem pe aici. Și fie pe intersecția. Este mediană.
din cele două relații rezultă și îmi pune să formulă mediană. Pentru cine? Pentru MP. Pentru MP. Bine, MP pătrat. MP pătrat este schimbat cu 2 A, așa. Plus MC pătrat. Da. Minus AC pătrat. Așa. Supra. Până pauză. Așa. Scriu și mutare la relație sau mai fac ceva aici? Nu, scriem la triunghi acum. Domn triunghiul. În care zi trebuie să fie tot media. Să-ți mă gândesc. Triunghiul. Cam asta e zona de facultate. Mai aveți
și, repet, lungimea cu sectoare, cu vectorul de poziție al sectoare, B, B plus C, C, dacă aveți nevoie de punctul de sectoare, B, B plus C, C, supra B plus C. Adică are vectorul de poziție, are o formulă clară pentru piciorul de sectoare, piciorul median era un egal cu RC plus, era cu SB plus 2, adică astea, piciorul astea trebuie un pic și dur. Ce o înălțime are cam puțin de calculare. Acolo sunt niște sinusuri care s-au tangente, nu mai ceva, doar numerele de formula asta. Dar chiar am să fac, am să insist un pic și pe piciorul ăla de înălțime. Din păcate nu prea avem fișe. Mă mult trebuie să veniți pe aia, dar foarte greu să găsesc niște fișe pe...